Iată un nou cabinet parlamentar deschis pe raza județului Neamț. De ce aici? De ce la Trifești? Într-adevăr, este un nou cabinet parlamentar. Și de ce aici? Pentru că și aici sunt oameni, și aici sunt oameni pe care trebuie să-i reprezentăm. Echipa pe care o avem în comuna Trifești, domnul primar, domnul viceprimar și toți consilierii locali, consilierii județeni, sunt o echipă care au demonstrat că pot să facă performanță liberală. Trebuie să venim în sprijinul lor și această măsură de a deschide administrativ un cabinet parlamentar, de fapt, este o idee de a mă apropia de cetățeni, de cei de aici, împreună cu colegii de aici, de cei din zonă. Și aici și școlile și bisericile și că partea medicală, dispensarul, trebuie să fie susținute, finanțate. Nu vreau să fie înțeles greșit, pentru că nici nu vreau să par o laudă, că vom veni acum cu bani. Dar în primul rând vom veni să fim aproape de oameni, să le cunoaștem problemele și să le ducem mai departe spre a fi rezolvate. Dați-mi voie, știți că întrebările mele sunt totdeauna directe și asta. Și mai bine directe decât să nu fie. Nu înseamnă acest lucru și faptul că Aripa Cozmanciuc din PNL Neamț încearcă să-și consolideze poziția pe zona Romanului, care era tradițional a grupului Leoreanu Țapu? Acum eu vă spun în felul următor. Un avion are două aripi. Întotdeauna. Ca să poată zbura, are nevoie de două aripi. PNL-ul este un avion complet. Dacă se gândește cineva pentru a pune între o aripă sau alta vreodată mai mulți pasageri, avionul va pica. Dacă cineva greșește să rupă avionul în două, iar se va întâmpla acest lucru. Dacă cineva se gândește că această decizie, acest pas este pentru a echilibra zona, iarăși este o analiză greșită. Pentru că Mugur Cozmanciuc, nu doar la Trifești, ci și în sediul PNL Roman, are cabinet parlamentar. Deci acest demers nu este pentru a echilibra o zonă, pentru că zona județului Neamț este o zonă echilibrată de PNL și ne dorim să o echilibrăm din punct de vedere în politică în raportul cu PSD. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino, Doamne, și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru sfânt numele Tău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, se binecuvintează cabinetul acesta. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sănătate și ajutor să vă dăruiască. Domnule deputat, domnule președinte al Partidului Național Liberal al județului Neamț, bine ați venit în comuna Trifești. Domnilor primari, domnilor consilieri județeni, domnilor consilieri locali, domnilor viceprimari, bine ați venit în comuna Trifești. O comună cu oameni harnici, gospodari, credincioși și primitori. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc frumos, domnule primar, pentru introducere, mulțumesc frumos pentru deschidere și găzduire, preacucernice părinte, dragi colegi, primari, viceprimari, consilieri județeni, consilieri locali și dragi prieteni. Mulțumesc pentru tot ce ați făcut și ce faceți pentru Partidul Național Liberal. Mulțumesc pentru faptul că vă doriți și ne dorim să construim o echipă care, așa cum spuneam și puțin mai devreme, trebuie să funcționeze ca un avion care să ducă PNL-ul spre culmea victoriei. Pentru că o victorie a PNL-ului înseamnă o victorie a celor care gândesc liber și corect, a celor care își doresc ca această țară să fie o țară a tuturor românilor și împreună să facem în așa fel încât noi, această națiune, să ne găsim locul în România cu adevărat. Și spun acest lucru într-un context în care, dacă facem o analiză, o să constatăm că națiunea română sau românii au cea mai mare migrație în ultimii 30 de ani după Siria. Dacă în Siria este un conflict asumat și conflict generat de o diferență ideologică, în România cred că trebuie să conștientizăm că avem un conflict neasumat, dar pe care trebuie să-l închidem. Și acest conflict neasumat a determinat ca foarte mulți din cei pe care îi cunoaștem sau nu, dar care sunt oameni de bază, să plece să lucreze în alte state. Și poate, lucrând acolo, să ajungă să gândească că nu mai vor să vină acasă. Dacă am făcut astăzi acest pas aici, l-am făcut pentru că domnul primar, domnul viceprimar, întreaga echipă mi-au arătat că doresc ca în comuna Trifești să se dezvolte un sâmbure de cultură, de civilizație și de modernism. Dar nu doar atât doresc, nu doar în comuna Trifești, ci întreaga zonă, pentru că am primit această întrebare. Și cred că această echipă, care în 2016 a câștigat aici alegeri locale prin forțe proprii, cu sprijin și sfaturi de la prieteni, dar subliniez prin forțe proprii pentru că ei au dus greul și au stat uniți. Cred că acest simbol și acest model poate fi exportat la nivelul județului și poate și la nivelul țării. Dorința noastră a tuturor, ca a celor care facem politică, este invariabil în declarații să facem bine oamenilor. Dar cred că acest bine trebuie și făcut, nu doar declarat. De aceea, vă spun încă o dată, vă mulțumesc că suntem împreună aici. Acest moment pe care îl trăim să fie un moment care ne leagă, să nu fie un moment care definește un drum corect al PNL-ului și acest moment să fie un moment plăcut și pentru comunitate. Comunitatea, așa cum am spus puțin mai devreme, are nevoie de sprijin și susținere, deschidere pentru educație, pentru sănătate și cultură. Sunt trei repere care pot să definească o dezvoltare instituțională a unei națiuni. Școala, dispensarul și biserica. Vreau ca împreună cu domnul primar, împreună cu domnul viceprimar, colegii consilieri județeni, colegii parlamentari, să găsim soluții pentru a sprijini finanța, atragerea de finanțări și pentru monumentele istorice și pentru bisericile care nu sunt monumente istorice și pentru școli și pentru dispensar. Și de aceea vă spun, Doamne ajută, mulțumesc și să ne fie într-un ceas bun. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Și mulțumesc și încă o dată și domnului viceprimar, președintele al organizației, care împreună cu domnul primar face aici o echipă extraordinară. Și dacă se tot vorbea la un moment dat în istoria noastră recentă despre binom, aici cred că e o dovadă că dacă binomul rezistă, rezistă și comuna. Mulțumim! Dacă tot se apropie Sfânta și Marea Sărbătoare a Paștelui, vă doresc multă sănătate, putere de muncă, tot ce vă doriți în activitatea dumneavoastră, să aveți mult spor, ajutor, atât dumneavoastră cât și familiilor dumneavoastră, trifeștenilor și tuturor românilor. Vă mulțumim! Mulțumesc! Domnule deputat, o întrebare. O întrebare care ține de politica penală la nivel județean. Pe ce poziție se situează PNL-ul la nivel județean în raport cu Ionel Arsane, care este suspectat în 2 dosare penale? PNL-ul la nivel județean se situează într-o poziție de opoziție cu PSD-ul, nu cu o persoană, în general. Pentru că așa este corect. Atunci când faci politică, să faci pe principii și nu pe persoane. Domnul Ionel Arsane a fost, acum cred că nu mai este, este suspendat în funcția de președinte al PSD-ului, este într-o relație de adversitate politică. Vă întrebam pentru că și la dumneavoastră în penale, domnul primar de la Piatra este suspect în 1-2 dosare penale, anchetat. De asta m-am întrebat. Am înțeles foarte bine, dar v-am spus principiile pe care trebuie să mergem și știți foarte bine că m-ați și sunat odată și am spus că veți găsi în Facebook la mine reacția. Sunt unul, cred că, din cei care am spus întotdeauna că lucrurile trebuie să funcționeze pe principii. Nu trebuie să le personalizăm. Doamne ferește despre situația personală a unor oameni care în momentul de față trăiesc poate clipe mai puțin plăcute. Un lucru însă nu trebuie uitat. Indiferent de adversitate sau de relații de opoziție, trebuie să mergem și pe ideea de umanitate, de creștinism și pe ideea că prezumția de nevinovăție trebuie să existe până în forma finală pe care ți-o permite legea. De aceea, ceea ce am spus de fiecare dată, găsiți și acum și în replica la întrebarea dumneavoastră și în pozițiile mele și publice și personale. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dar cu... Nu există o scindare în PNL Neamț, vreți să spuneți. Nu m-ați întrebat lucrul acesta și nu v-am răspuns la... Există o scindare în PNL Neamț? Dacă ați auzit și ați auzit ce am spus și puțin mai devreme, întotdeauna, ca și într-o familie și într-o organizație, există păreri. Unele sunt potrivite, altele poate nu sunt potrivite. Nimeni nu are puterea să spună că o părere este mai bună și una mai puțin bună, pentru că există și un subiectivism. Și eu le-am spus și colegilor și vă spun și dumneavoastră. Atunci când vrei să-ți cauți dreptatea în alte părți, sigur s-ar putea să găsești și nemulțumire foarte multă, pentru că nu putem vorbi despre un adevăr absolut. Iar dacă este să mergem pe un simbol al celor care fac dreptatea, simbolul este balanța, adică echilibru. Dacă există divergențe în interiorul partidului, ceea ce nu contest, este și poate că unele caractere sunt mai puternice și poate nu găsesc nuanța de mijloc. Și ieri și în tot timpul le-am recomandat un singur lucru. Să privim ceea ce am spus și eu puțin mai devreme în discursul pe care l-am avut, menirea pe care o avem, ca oameni politici, să facem ceva mai bine pentru comunitate, iar dorințele personale să fie în pasul 2. Sunt sigur că sunteți mulțumit ca președinte al organizației județene Neamța PNL de conducerea de la Trifești, dar eu vreau să vă întreb de conducerea de la Roman. Cum apreciați? Sunteți mulțumit de domnul primar Micu, de doamna viceprimar Iorga, care sunt tot de la PNL? Și Consiliul Local e majoritar PNL la Roman. Acum vă referiți la conducerea municipiului, nu? Municipiului, da. Și mă refer la conducerea orașului. Consider că domnul primar Micu, prin ceea ce face, demonstrează câteva lucruri pe care ar trebui să le aprecieze și cei care l-au votat, dar poate și cei care nu l-au votat și poate îl vor vota. În primul rând, are ambiția de a continua proiectele începute. În al doilea rând, ambiția o completează cu un echilibru de a urmări o linie corectă și a-și face și propria imagine. Și în al treilea rând, l-am văzut că vrea să fie foarte aproape de oameni. Prin evenimentele la care l-am văzut că l-ați invitat și dumneavoastră spre promovare și invers la dumnealui pe dumneavoastră. Și da, pot să spun ca și definire că sunt mulțumit de activitatea dumnealui ca primar. Vă mulțumesc. Deci nu există mai multe aripi în PNL la Neamț. S-ar putea ca o mână să aibă mai multe degete, dar tot cu o singură mână dai noroc. Bine, mulțumim. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și mulțumesc încă o dată întregii echipe și nu știu cum să definesc, dar cred că Sfântul Post al Paștelui pe care îl avem să dea la fiecare gândul curat și drumul corect pentru decizii înțelepte.